Salutare, dragi prieteni! Așa, un pic mai rărut zilele astea pentru că mă ocup de birocrații. De birocrații, cu instanțe de judecată, cu termene de judecată, cu procese. Alaltăieri am avut proces cu jandarmeria, astăzi am avut proces cu jandarmeria. În paralel scriu, discut cu avocații mei, cu bunul meu prieten Florin Covaci, avocatul din Timișoara care m-a reprezentat în cauzele mai dificile. Discutăm un nou proces, dragii mei. Am primit o comunicare de la Tribunalul București. Nu o să vă vină să credeți, dar numiții Badea Mircea Radu, domiciliat în București, nu vă dau datele lui personale, și numitul, stați așa să ajung la acțiunea lui, numitul, stați așa, că ajungem și la numitul 2, că au scris oamenii aici de, au zăpăcit instanța, și numitul Ciuvică Mugur Cristian m-au dat în judecată, dragii mei, așa. Să vă zic ce vor cetățenii, că am aici hârtile. Astea sunt acțiunile lor. Astea sunt toate acțiunile lor, da. Să vă zic ce vor cetățenii. Deci, numitul Badea Mircea Radu vrea obligarea părâtului, adică a subsemnatului, la plata sume de 250.000 de euro cu titlul de despăgubiri pentru prejudiciu moral suferit de reclamant, ca urmare a afirmațiilor mincinoase și denigratoare făcute de acesta la adresa acestuia și a încălcării de către părât al dreptului reclamantului la imagine. În perioada 2-6-2015, 28-3-2018. După care, numitul Ciuvică Mugur Cristian, obligarea părâtului la plata sumei de 100.000 de euro, Ciuvică e mai modest decât Badea, vrea numai 100.000 de euro, cu titlul de despăgubit pentru prejudiciu moral suferit de reclamant ca urmare a afirmațiilor mincinoase și denigratoare făcute la adresa acestuia și a încălcării de către părât a dreptului reclamantului la imagine. Obligarea părâtului să retracteze în mod public cele afirmate, bla bla bla. După care pun cei doi reclamanți câteva zeci, sute de postări, vă dați seama că a lucrat toată casa lor de avocatură. Postări de pe blogul meu, articolele mele din evenimentul zilei și postări de pe Facebook, în care în esență eu spun același lucru pe care le știți, că le spun de foarte mulți ani de zile, că Mircea Badea, măscăriciu postului Antena 3, împreună cu Mugur Ciuvică, invitat permanent la postul Antena 3, post deținut de clanul Voiculescu, unde șef de clan și de trib este infractorul condamnat definitiv Dan Voiculescu. Dacă nu știți care Dan Voiculescu, vi-l arăt eu imediat pe Dan Voiculescu ca să-l vedeți. Cine este șeful celor doi? Și eu spun de foarte mult timp, da? Așa, și eu spun de foarte mult timp, dragii mei, că acest individ, individul aici îl vedeți, pe toarășul Voiculescu, da? Dan Voiculescu. Așa. Îl lansez de cartea. Infractorul Dan Voiculescu, care a fost condamnat la 10 ani de închisoare, și s-a eliberat din penitenciar fără să facă măcar 3 ani de pușcărie. Da, da. Și pentru că ar fi scris 11 cărți în 12 luni și vreau să-l întreb pe domnul Dan Voiculescu, căruia îi se mai spune și Felix, cum ați scris cărțile alea? Pentru că atunci când ați ieșit din penitenciar, v-am ascultat, ați spus că v-ați creat un biotop, nu, și că ați stat cu ochii închiși jumătate din timp. Corect. Și cum ați scris că dacă ați stat cu ochii închiși jumătate din timp, înseamnă că în 6 luni de zile ați scris 11 cărți. Cum ați reușit presa? Deci infractorul Dan Voiculescu l-ați văzut, un securist pe stil vechi, un turnător, un individ despre care instanța, Consiliul acela de studiere a arhivelor securității a constat că și-a turnat neamurile, el având nume de cod Felix. Un individ despre care anchetele făcute în anii 90 pentru a se depista sursa banilor securității, atunci erau denumiți ca fiind banii lui Ceaușescu, dar nu erau banii personali lui Ceaușescu. Erau banii poporului român din conturi ale firmelor securității, Direcției de Informații Externe a Securității, care făcea afaceri în numele statului român peste tot în lume, da? Individul Felix, îl vedeți aici pe toarășul Felix, da? Pe numele lui Dan Voiculescu, infractor, aflat în suspendarea executării pedepsei la domiciliu, după ce ar fi scris o grămadă de cărți, ați auzit câte cărți a spus el că a scris, cei doi, Badea și Ciuvică, servesc interesele acestui infractor. Asta este o chestiune, o informație de notorietate, oameni buni. Asta este o chestiune ce ține de un subiect
sau de subiecte de interes public. Ce face un infractor? Lupta pe care acest infractor a dus-o împotriva independenței justiției, cum a încercat acest infractor care i-a oblăduit și a crescut pe Victor Ponta și pe Crin Antonescu să reușească să obțină, dar n-a obținut demiterea președintelui ca să vină Antonescu. Știți toată povestea din 2012, pentru că ce face Dragnea acum? E într-un fel ce făcea acest securist Voiculescu, infractor, aflat în suspendarea executării pedepsei. Un individ de o speță absolut joasă. Haideți să-l vedeți, acest cetățean care își obligă sclavii de la Antena 3 și de pe unde mai sunt, din trustul lui de presă, din Intact, din firme, din ce are el, și obligă să-i spună domn profesor, acest individ, uitați-vă la el ce comportament are. Domn profesor, mare securist, mare patron de televiziune, uitați-vă la el ce comportament are. Reprezentantul biotopului de corupție despre care v-am vorbit ieri în protestul de la Parlament. Reprezentantul aripii securității de business. Știți toată istoria domnului. Uitați-vă la el. Ia uitați. Marele domn profesor. Suntem oameni mari, domnule. Suntem oameni mari. Ai școală? Ca de la jurnalist la infractor. Ai școală? Am școală. Ce? Uitați-vă puțin la fața lui când îi spun cine sunt. Unde ce fac abordare? Jurnalist, la Timișoara. Sunt jurnalist, ce frumos. Mă limba cu anumea. Domnul Bor. Domnul Bor. Fericitări. Ia uitați-vă aici la fața lui. Ia uitați-vă ce face, față face micuțul când află cu cine stă de vorbă, da? Ăsta este Dan Voiculescu. Oameni buni, este ceva. Faptul că Voiculescu controlează Antena 3, că slugile alea lui fac la Antena 3 toate jocurile și mizerile, că fac denigrări, asta este ceva de notorietate publică. Cred că nu există om în România pe care să nu-l oprești pe stradă, să-l întrebi de Antena 3, să nu-ți zică infractorul Voiculescu, securistul Voiculescu, hoțul Voiculescu. Pentru că el a furat 60 de milioane de euro, este prejudiciu în dosarul ICA pe care nici acum statul nu l-a recuperat. Și el, deși a luat 10 ani de pușcărie și ar fi trebuit să fie în pușcărie în momentul de față, el a putut să-i elibereze după 2 ani și 11 luni, absolut scandalos. Și asta este o problemă pe care vor trebui să o reglementeze partidele sau persoanele care vor veni la putere în România. Așa ceva nu mai trebuie să întâmple. Ca cineva să ia 10 ani de pușcărie pentru o fraudă de 10 de milioane de euro să se elibereze după 2 ani și 10 luni fără să fi plătit prejudiciu. Este absolut scandalos. Despre activitățile acestui individ am vorbit eu în cariera mea jurnalistică. Despre modul cum sclavii lui, salariații lui, gen Badea, gen Ciuvică, gen Gâdea și alții, îi servesc interesele pe chestiuni de ce țin de interesul public, oameni buni. Pentru aceste postări, Mircea Badea și Mucur Ciuvică mă dau în judecată și îmi cer 350.000 de euro. De unde provine de fapt povestea asta? Pentru că asta se întâmplă după ce noi ne judecăm cu ei. Știți că înainte să facă ei aceste acțiuni, am făcut eu o acțiune după ce, în cursul anului 2017, am câștigat la Tribunalul București un proces cu ei. Ce făcuseră derbedei? Cu un an de zile înainte, atunci când s-a pus problema ca statul să execute clădirea, sediul Antenei 3 pentru a recupera prejudiciul provocat de Dan Voiculescu, ei au făcut un meeting. Au făcut un meeting în Piața Constituției din București, țineți minte acel meeting, împotriva aplicării unei sentințe judecătorești. Și atunci eu am făcut un editorial în care am scris că nu mai reușesc să păcălească pe nimeni, pentru că au venit foarte puțini oameni la meeting, majoritatea fiind figuranții de la emisiunile tabloide ale postului Antena 1, în special Acces Direct. Oameni mai în vârstă, oameni cu probleme. Am scris atunci acele lucruri timp de 3 zile, oameni buni. 3 zile. Antena 3 m-a denigrat, m-a calomniat că sunt nazist, că eu am spus că vreau moartea bătrânilor, că eu am discriminat pe criterii de vârstă, că eu sunt un ticălos. Cele mai oribile, cele mai urâte lucruri le-au spus despre mine. După care tot ei m-au reclamat la Consiliul pentru Combaterea Discriminării. CNCD-ul a analizat situația și a ajuns la concluzia că eu n-am discriminat cu nimic și că ce spun ei despre mine nu este adevărat. Și a emis un document în acest sens. Eu am sesizat la Consiliul Național Audiovizualului faptul că ei au încălcat aproape toată legislația audiovizuală prin minciunile și calomniile pe care le-au spus la adresa mea în direct pe un post de televiziune. Legea interzice acest lucru. Interzice să acuzi pe cineva fără să dai punctul lui de vedere. Ei continuă această practică și astăzi.
Zilele trecute am postat pe YouTube și pe Facebook o hotărâre a Consiliului Național Audiovizual prin care ei au fost amendați pentru emisiuni derulate pe parcursul a 3 luni de zile în care ei m-au denigrat pe mine și m-au calomniat și au încălcat legislația audio-vizuală. Ei continuă această practică. O făceau și atunci. Cu acele hotărâri de la CNA și de la CNCD m-am dus la instanță, la Tribunalul București. Tribunalul a constatat, da, domnule, oamenii ăștia au încălcat legea audio-vizualului. Oamenii ăștia au denigrat într-o emisiune TV cu consecințe extrem de grave. Oamenii ăștia trebuie să plătească. Și a stabilit să-mi achite 3.000 de euro, 2.000 de euro fiecare, 2.000 Ciuvică, 2.000 Badea, 2.000 Radu Tudor și 2.000 Antena 3 împreună, să-mi achite despăgubiri. Ne-am dus în apel și la tribunalul, la Curtea de Apel București. Am nimerit la un judecător, invitat pe la Antena 3, autor de texte în pejust.ro, care este site-ul lui Voiculescu, care a anulat prima soluție. Mircea Badea și Ciuvică s-au apucat să spună la televizor: domne, Mălin Bot a pierdut procesul în instanță, gata, hai să-l dăm noi în judecată. Numai că ei n-au ținut cont de un lucru. Ia uitați-vă aici, oameni buni, vedeți? Suntem pe site-ul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Da? Numărul dosarului 18035/2016. Data formării dosarului 24/5, data inițială 13/5, secția 1 civilă, recurs. Deci noi suntem în recurs, oameni buni. Da? Îl vedeți aici? Recurs, data declarării, da? Cauza se află în procedură de filtru, primul termen de judecat urmează a fi alocat. Deci noi nu am terminat să ne judecăm în acea cauză. Ei la intimidare mi-au deschis acest proces în care cer 350.000 de euro. Și ce vreau eu să vă spun, oameni buni, ca să înțelegeți? Dincolo de faptul că discutăm despre specii diferite, eu m-am adresat instanței pentru ceva ce se întâmplă la televizor, unde programele TV sunt reglementate de lege, raportându-mă la o lege, nu ce se întâmplă pe rețele sociale, unde lucrurile nu sunt reglementate legal. Dar putem să ne judecăm și pe rețele sociale. Și acești oameni, față de care eu nu am avut niciodată un limbaj vulgar și agresiv, cel mult abraziv, și în legătură cu care eu m-am referit strict la activitatea lor profesională, în toate postările mele de pe rețele sociale, ei mă dau pe mine judecată, în condițiile care știți cu toții cine este Ciuvică, ce face el, dar mai ales cine este Mircea Badea și ce limbaj absolut mizerabil, absolut ceva ce nimeni nu folosește. Cea mai urâtă pagină, cea mai imundă, cea mai jegoasă pagină de Facebook este acestui individ Mircea Badea, care el îi dă pe alții judecată. Înțelegeți cât de ticălos sunt oamenii ăștia? Sigur, eu am făcut toate postările lui, le-am scos, le-am pus de la arhivă, sunt câteva numai mai recente. Le vom folosi în instanță, nu este nicio problemă. Dacă asta vor acești derbedei, ne vom judeca. Eu nu am o problemă cu faptul că ei m-au dat în judecată, pentru că e dreptul oricui să adreseze instanței. Eu n-am nicio problemă cu asta, să știți. E dreptul oricui să adreseze instanței. Sigur, asta înseamnă pentru mine și mai multă muncă, probabil că asta a urmărit știind cât mă stresează jandarmeria și câte procese am. Ei au zis, hai să-i mai dăm ceva de lucru. Înseamnă și mai multă muncă, sigur, eu mă voi apăra în instanță și voi prezenta punct de vedere, sunt convins că așa ceva n-are cum să câștige. Ce vroiam eu să vă scot în evidență, oameni buni, cât de ticălos sunt acești indivizi. Adică un individ ca Badea, care, uitați aici, o postare în care spune că eu sunt descreierat, da? Și că descreieratul vrea să ocupe guvernul, da? Descreierat, da? Descreierat. Uitați-vă ce cuvinte folosește. Javră, da? Javră a hotărât onorata instanță ca să ne dai bani. Aici este avocatul în speță, ai fost Mihai Mustăciosu. Mihai Mustăciosu, care a pierdut, by the way. Aici el nu știa, săracul de el, că de fapt mai există o cale de atac și că ne vom vedea și la înalta curte, da? Mai departe. Javra Veher, aici se referă la altcineva, la o altă persoană pe care o acuză că e hărțuită sexual, că este incredibil ce limbaj imund, javrele se cacă pe ele de frică, da? Mircea Badea, da? Astea sunt postări și sunt doar câteva dintre ele. Dumneavoastră le știți, îl urmăriți pe acest individ, eu nu-l urmăresc, eu l-am blocat. Sigur că în scopul bunei înfăptuiri a justiției există o monitorizare și sunt salvate toate postările lui și le vom aduce în fața instanței. Postări de un asemenea nivel de atât de mizerabil, oameni buni. E, un astfel de om care vorbește atât de mizerabil, un astfel de om care este un vector al murdăriei în spațiu public, atât pe postul de televiziune al infractorului Dan Voiculescu, cât și pe pagina lui de Facebook, acest individ atât de penibil
El este cel care dă în judecată, culmea mai bun. Hoțul strigă hoții, dacă vă puteți imagina așa ceva, ce tupeu murdar au acești oameni. Asta am vrut să vă arăt, să vă scot în evidență în acest comentariu, să se știe, pentru că voi prezenta bun cum va decurge acest proces și la primul termen vor avea o surpriză băieții ăștia, dar ca să se știe cu ce se ocupă ei și ca să vedeți și dumneavoastră cum decurge și cum sunt hărțuiți din toate direcțiile, oameni buni. Din toate direcțiile, pentru că nenorociții ăștia de sclaveția lui Voiculescu n-au făcut treaba asta întâmplător. Ei știu că nu pot avea șanse de reușită cu așa ceva în condițiile în care el se exprimă de 10 ori mai urât pe rețele sociale. Simpla comparație a postărilor va lămuri instanța că un astfel de individ nu poate să aibă drept la imagine, onoare și reputație. Un individ care vorbește cu descreierat, cu javră, cu căcat. Nu vreți să știți ce cuvinte mai folosește, cei care îl urmăriți din când în când știți. Un astfel de individ nu poate avea pretenția ca el să dea pe altcineva judecată pe Facebook pentru că acea persoană i-a criticat activitatea profesională. Atenție! Că eu nu m-am luat de el, nu m-a interesat problemele lui să-l jignesc la nivel personal. Eu discut strict ce a făcut el pentru acest infractor Dan Voiculescu. Și pentru că vorbim despre infractorul Dan Voiculescu și pentru că știu că asta îi doare cel mai mult pe sclaveții lui Voiculescu să vadă că arăt cât de jos este de fapt, cât de low este patronul lor pe care ei nu mai știu cum să-i facă să ridice în slăb, să-i facă cultul personalității. Vreau să ne uităm încă o dată la aceste imagini care ne arată pe Dan Voiculescu. Pentru că știți care e treaba? Dacă vrei să înțelegi cât de jos sunt niște sclavi, te uiți la stăpânul pe care ei îl servesc cu umilință. Și atunci înțelegi sclavii cât de jos sunt. Ia uitați-vă aici. Suntem la Romexpo, unde a venit domnul Dan Voiculescu cu copilul să-și lanseze cartea. Infractorul Dan Voiculescu, care a fost condamnat la 10 ani de închisoare și s-a eliberat din penitenciar fără să facă măcar 3 ani de pușcărie. Și pentru că ar fi scris 11 cărți în 12 luni și vreau să-l întreb pe domnul Dan Voiculescu, căruia îi se mai spune și Felix, cum ați scris cărțile alea? Pentru că atunci când ați ieșit din penitenciar, v-am ascultat, ați spus că v-ați creat un biotop și că a stat cu ochii închiși jumătate din timp. Și cum ați scris că dacă a stat cu ochii închiși jumătate din timp, înseamnă că în 6 luni de zile ați scris 11 cărți. Cum ați reușit presa? Cum ați reușit această performanță? Cum ați reușit această performanță? Da? Bun. Domnul Voiculescu este un reprezentant al biotopului de corupție despre care v-am vorbit ieri în protestul de la Parlament. Reprezentantul aripii securității de business. Știți toată istoria domnului Voiculescu care se ascunde după mine? Ați văzut atitudinea domnului Voiculescu? Nu mi-a răspuns. Nu mi-a spus cum a reușit să scrie în penitenciar 11 cărți în 6 luni de zile, în condițiile în care, așa cum spunea dânsul, și-a creat... Ce mai vreau să vă spun? Un lucru foarte important, dragii mei. Foarte multă lume se uită în aceste zile la televizor, la ce face Tudorel Toader, la cum sunt puse fel și fel de personaje servile la conducerea DNA, la războiul dintre Firea și Dragnea, la ce se întâmplă în guvern. Foarte puțină lume înțelege însă cât de mult influențează aceste evenimente infractorul Dan Voiculescu. Să știți că opinia mea este că acest individ în momentul de față din spate este ca un păpușar și trage sfor pe care noi nici nu le bănuim, dar sper să le aflăm într-o zi, pentru a distruge tot ceea ce s-a construit în perioada în care el a mers la pușcărie, pentru a se răzbuna pe cei care i-au deranjat interesele. Și vreau să vă mai spun ceva, dragii mei. Vor veni alegeri. Să știți că noi n-avem nicio șansă să avem un viitor normal și decent în această țară dacă nu vom vota acele platforme, acele partide, acei candidați care propun modificări legislative pentru înăsprirea legislației împotriva corupției. Modificări legislative care să permită, în cazul lui Voiculescu, de exemplu, nu numai procesul bunurile dobândite în urma privatizării frauduloase a Institutului de Cercetări Alimentare ar fi trebuit să fie urmărite de procuror, ci întreaga avere a acestui individ, întreaga avere a familiei lui, tot imperiul pe care el și l-a construit din bani furați, oameni buni, furați din conturile securității, bani din care a făcut niște televiziuni care sunt principalul vector de poluare, de
dezinformare și de intoxicare a societății pentru mafie. Justiția ar fi trebuit să meargă după toate, în toate aceste direcții și să confiște tot, oameni buni. Cazul lui Voiculescu este emblematic și reprezentativ pentru adevărata situație din justiția din România. Nu ceea ce se plâng mari corupți că sunt dezavantajați și că DNA-ul a devenit sub Chioveș și un fel de securitate. Nu, oameni buni, legile încă sunt prea blânde pentru ei. Gândiți-vă numai la faptul că un individ ca Voiculescu a putut să fure 60 de milioane, doar ceea ce este dovedit într-un singur dosar, să ia 10 ani de pușcărie și după 2 ani și 11 luni este afară, bine mersi, și prin vuvuzelele lui, prin Antena 3, prin astfel de sclaveți care îi servesc interesele, să intoxice sute de mii de oameni. Nu mai spun milioane pentru că nu mai au milioane de telespectatori. Audiența lor se prăbușește tot mai mult.